Am venit la Feel Good ca să vă prezint un business de succes made in factory. Cine ești și cu ce te ocupi? Andrei Roșu, antreprenor social, sportiv de anduranță, muzician, fondator Feel Good și multe altele. Ce vinzi, cui vinzi și cum te diferențiezi de concurență? Vindem produse alimentare 100% vegetale, prietenoase cu mediul, cu animăluțele și cu oamenii și ne diferențiem prin faptul că suntem foarte delicioși și sustenabili. Cum ți-a venit ideea business-ului? Sunt vegan din 2011 și pentru că nu găseam produsele care îmi plac, am decis să le fac eu. Și cine a fost primul client? Soția și colegele. De unde ai avut bani să faci business? N-am avut, m-am asociat cu o prietenă, după care am avut o parte din firmă către investitori privați și de anul trecut am accesat și credite bancare și factoring. Top 3 preferințe de finanțare? Credite nerambursabile, de care n-am avut parte până acum, credite bancare și factoring. Banca Buhu, Yuhu și de ce? Buhu cu firmele care sunt Buhu și Yuhu cu firmele care, sunt Yuhu. Ce îi trebuie unui antreprenor ca să fie de succes? Să sacrifice cât mai puțin ceea ce contează cu adevărat și aici mă refer la sănătate și la timpul petrecut cu familia. Dar ce îi trebuie unui business ca să fie de succes? Să fie profitabil și sustenabil. Top 3 alte business-uri pe care le face? Programe de sport, programe de nutriție și programe educaționale pentru elevi și studenți. Și top 3 tips and tricks pentru startups? Recrutarea unei echipe excelente, obiective monitorizate în fiecare zi și o atmosferă de lucru care să încurajeze performanța și inovația. Cu Andrei Roșu de la Feel Good.